Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. Eu tocmai m-am întors de la piață și fac acest videoclip un pic cam forțat, adică sunt foarte obosit, n-am dormit deloc azi noapte. După cum vedeți, mașina este încă încărcată. Am plecat prin și ne-am întors tot plin, vânzarea nu merge deloc. În acest videoclip vreau să vă semnalez câteva probleme pe care le-am întâmpinat, pe care le întâmpin acum cu plantele pe timpul verii. Am început acest videoclip în curte să vă arăt o parte din plante care sunt aici. După cum vedeți, leușteanul a crescut foarte tare, trebuie tăiat. A început soția să-l taie ca să-l conserve pentru iarnă. Acolo sunt aloe vera, le-am scos din solar, pentru că nu mai aveam spațiu acolo pentru butașii înrădăcinați. Și aici în curte sunt ardei pregătiți să încărcăm, să mergem cu ei la piață. În primul rând, faceți aminte că v-am arătat afidele la Leandru. Și am stropit o singură dată cu insecticidul Closer și imediat au dispărut toate. Același lucru s-a întâmplat la această plantă. Au fost pline cu afide, deci pur și simplu pline cu afide. Și aseară le-am stropit înainte să plec la piață, în jur de ora 5 era ceasul. Și după cum vedeți, deci aici erau foarte pline. Și astăzi nu mai am nimic. De asemenea, am folosit insecticidul Closer. Am văzut câteva care încă mai au puncte negre. După cum vedeți, mai sunt câteva, dar și acelea sunt moarte. Deci insecticidul Closer își face treaba foarte bine și din prima. Asta este cel mai important. Nu trebuie să revenim cu stropiri. Dar haideți să vă arăt despre ce e vorba, ce problemă am întâmpinat eu și cum o să o rezolv. După cum vedeți, suntem în demolări, ca să zic așa. Încercăm să zugrăvim și noi în casă, trebuie să scoatem mobila și mă folosesc de solarul acesta, să o protejez de ploaie. Și problema principală o am la rozmarin. Rozmarinul nu se vinde, eu am crescut destul de multe ghivece, deja am prima serie de rozmarin înrădăcinat, care a început să crească, i-am făcut tăierea de corectare, ca să zic așa, de formarea coroanei. Și aici am ghivece de rozmarin tăiate. Am încercat să vând parte verde, deci legături de rozmarin sau rozmarin la kilogram. Am reușit, să știți că am vândut câteva kilograme, dar cu un preț destul de mic. În condițiile în care restaurantele plătesc acum 70 de lei pe kilogram, eu am vândut kilogramul cu 25 de lei. Asta v-am spus așa ca și o paranteză. Și după cum vedeți, acest rozmarin, plantele mari, au crescut foarte mari. Nu mai sunt arătoase, nu mai sunt compacte, pentru că ramurile curg ca din ghiveci și a început să se îngălbenească. Despre îngălbenirea asta este vorba. Se observă că avem o îngălbenire accentuată care pleacă de jos. Asta înseamnă că substratul nu mai are nutrienți. Eu am făcut o fertilizare, ultima fertilizare pe care am făcut-o, am făcut-o cu vinasă și vreau să vă spun că s-au comportat foarte bine plantele. Viraseră într-un verde negru, verde închis. Ca să ud aceste plante foarte bine nu este greu pentru că folosesc sistemul acesta de aspersie. Și acum s-a consumat și vinasa, adică le-am fertilizat acum, cred că 6-7 săptămâni. Și trebuie să revin cu o fertilizare. Neavând sistem individual de odare, adică sistemul acela cu pixuri, este practic imposibil. De fapt, nici nu mai vreau ca să iau fiecare ghiveș la mână să le fac o imersie. Și am cerut la Semințe Plante câteva variante de îngrășăminte naturale pe care să le aplic foliar. Pentru că, pentru mine este clar, în primul rând avem o lipsă de nutrienți acolo. Deci mi-au dat aceste trei variante de îngrășăminte naturale. Acesta este Bombardier. Avem câteva beneficii aici. Ce este cel mai important lucru? Că sunt produse organice. Deci au certificări organice. Scrie și pe ambalaj. Și nu știu de unde sunt. Sunt produse în Spania. Și aici la beneficii scrie așa, acțiune dublă atât asupra plantei cât și a solului, energie, vigoare, răspuns rapid în situații de stres,
creștere dimensiune, crește dimensiunea și calitatea fructului, seminței, structură și aerisire mai bună a solului. Deci, eu vreau să folosesc acest produs, în primul rând, la rozmarin, pentru că aici am problema, și probabil că o să-l folosesc și la mușcate. Da, știți că la mușcate eu merg pe varianta chimic. Deja acum să văd cădițele acolo, am terminat cu fertilizarea butașilor, primilor butași înrădăcinați și mutați în ghivece de 13 cm. Vreau să vă citesc câteva lucruri despre aceste îngrășăminte naturale, 100%, pentru că trebuie să căutăm produse de fertilizare organice, pentru că produsele chimice tot timpul lasă reziduri în fruct. Vă dați seama, dacă eu aș fertiliza acum acest rozmarin cu un produs chimic, după care să-l tai, să vând partea verde, aș da o verdeață, un produs infestat cu reziduri chimice. Și nu vreau să fac lucrul ăsta și nici nu o să-l fac. Era foarte ușor, să știți, cu un MPK de la 50 de grame în pompă, o stropire, două, și vă spun sincer că era în regulă. Așa, acum o să fac stropiri alternate cu aceste trei produse. Deci este vorba despre Bombardier, Amalgerol și Mix Sap. Vreau să vă citesc câteva lucruri. Eu mi-am scos câteva lucruri despre ele pentru că nu aș reține exact cu termenii care trebuie. Bun, deci avem Amalgerol, fertilizant destinat dezvoltării radiculare, creșterii vegetative, refacerii după stres, deblocării nutrienților din sol. Deci toate trei au cam aceleași beneficii. Mixac Plus, fertilizant destinat legării fructelor, dezvoltării fructelor și corectarea carențelor din fruct, pentru a obține un gust mai bun și o culoare mai intensă. Acesta ar fi dedicat mai mult legumelor, dar eu o să le alternez pe toate trei, să stropesc, probabil că o să stropesc și mușcatele, nu sunt sigur încă. Vedem, dacă îmi rămâne în pompă, surplus în pompă, o să merg și la mușcate. Pentru că MPK-urile sunt aceleași la orice plantă, să știți, azot, fosfor și potasiu, decât că diferă cantitățile pe care le vor fiecare plantă în plus, din fiecare nutrient. Și Bombardierul este fertilizant destinat dezvoltării vegetative, creșterii plantelor și refacerii după stres. Aici, clar, avem un stres de lipsă de nutrienți, un stres de căldură. Și stresul de căldură, vreau să vă spun că acum trebuie să luăm în calcul și la nivelul rădăcinilor. Fiind plante în ghiveci cu rădăcina la suprafața solului, vă dați seama că crește foarte mult temperatura la nivelul rădăcinii. Dacă erau plante cu rădăcina în sol, remanența solului ne asigura o temperatură mai mică pe timpul zilei la nivelul rădăcinii. Și bineînțeles că rădăcinile migrau mult mai adânc în sol. Pe când ele sunt forțate să rămână în ghiveci, pentru că n-au unde să se ducă, și suferă de o căldură, deci e un stres foarte mare. Trebuie să luăm în calcul aspectul acesta, cu creșterea temperaturii la nivelul rădăcinilor. Bun, vreau să vă citesc câteva lucruri despre aceste îngrășăminte și după care să vă arăt cum le folosesc. Deci Amalgerol este un produs 100% organic, deci ecologic, fără niciun fel de rezidu. Produsul este pe bază de uleiuri esențiale și acizi grași extract din alge și petrol distilat. Cum se aplică? Foliar, 50 de ml la 10 litri de apă pentru culturile de legume. Radicular, 1 litru la 1000 de metri pătrați, deci aici avem 1 litru. Și este de ajuns pentru o aplicare radiculară la un solar de 1000 de metri pătrați în cazul legumelor. Și prin imersie, cum folosesc eu, ați văzut în diferite recipiente, eu folosesc niște cădițe pe care mi-au fost mai la îndemână, 200-300 de ml la 10 litri de apă pentru îmbăierea alveolelor sau ghivecelor în cazul meu. Dar nu mai vreau să fac imersie, eu o să merg doar pe stropiri foliare ca să îmi ușurez puțin munca. Vă dați seama, am ia 2-3 minute să stropesc și am terminat. Ajută la dezvoltarea rădăcinilor. În cazul aplicării radiculare îmbunătățește structura solului, activează nutrienții existenți din sol și recomandarea este de alternare a fertilizărilor cu Amalgerol, atât prin sistemul radicular cât și prin stropire. Mixac Plus este un produs organic ecologic,
destinat legării, dezvoltării fructelor și creșterii calității acestora. Produsul conține acid alginic, omega 3, acid humic, acid fulvic, manitol și potasiu. Ca mod de aplicare, la pranzele cu frunze verzi, salată, varză, rucola, spanac, 150-250 ml la 100 litri de apă la fiecare 2-3 săptămâni în fazele critice de dezvoltare. La solanacee, tomate ardei vinete, 250-500 ml începând cu a treia săptămână de la plantare, reprindându-se la 2-3 săptămâni în timpul înfloririi și formării fructelor până la coacere. La curcubitacee, castraveți, pepeni, 250 ml la 100 litri de apă la fiecare 15 zile începând cu înflorirea. Deci, ați văzut, uitați, și la pomii fructiferi și vita de vie, jumătate de litru la 100 de litri de apă. La ce ne ajută? Mix Sap Plus este foliarul ideal pentru cei ce doresc coacere rapidă și uniformă a fructelor. Produsul se aplică încă din perioada de înflorire, ajutând la alungarea fructelor și la dezvoltarea acestora. Deci, vedeți, acesta este un produs care ne ajută la coacerea rapidă și uniformă a fructelor și este organic 100%. Ați văzut ce v-am arătat eu, reportajul acela făcut cu camera ascunsă, cu ce se înroșesc roșiile forțat la începutul sezonului, cu acele trel. Deci vedeți că avem și variante ecologice, variante organice, acceptate și acceptate în agricultura organică. Și bombardierul. Bombardierul este un produs complex ce conține pe lângă azot, fosfor și potasiu și aminoacizi liberi, polizaharide, vitamine, auxine, proteine, etc. Este certificat organic și se aplică în toate fazele de dezvoltare a plantelor. Recomandarea este să se aplice în faza de dezvoltare vegetativă. Deci exact ce îmi trebuie mie la îmi trebuie dezvoltare vegetativă. Dar avem nevoie de dezvoltare vegetativă și la legume, și la pomi, și la orice plantă verde. Pentru că având o parte vegetativă mai mare, mai voluminoasă, cu siguranță fructele or să fie sănătoase și mai mari. Și se aplică foliar 20-30 ml la 10 litri apă și radicular 1 litru la 1000 de metri pătrați, aplicat prin sistemul de irigare și prin picurare. Bun, recomandarea este ca aplicarea de bombardier să se facă în faza de dezvoltare vegetativă imediat după înrădăcinarea plantelor. Bombardierul ne ajută la dezvoltarea foliară, la creșterea plantelor și refacerea după stres. Bombardierul ajută și în dezvoltarea inițială a fructelor și creșterea acestora. Are acțiune dublă atât asupra plantelor cât și solului. Deci cred că cu siguranță o să fac tot timpul pompa plină și o să aplic aceste îngrășăminte și la mușcate ca să le grăbesc puțin creșterea vegetativă, pentru că sunt cam în urmă cu formarea butașilor. Deci trebuie să mai prind încă o tăiere în plus până în luna octombrie, sfârșitul octombrie, ca să când fac ultima tăiere de pe acest am. Bun, am umplut pompa cu apă, această pompă electrică are 15 litri și o să încep acest ciclu de stropiri cu produsul Bombardier. Să știți că aceste produse sunt și foarte ieftine, mie mi s-au părut foarte ieftine în condițiile în care dozarea, ați văzut, e până la 50 de ml la margerul. Aici dozarea ar veni cam 15-20 de ml la 10 litri de apă pentru aplicare foliară și bombardierul 30 de ml. Vă dați seama, să plătești 50-60 de lei, nu știu exact cât, pe un produs care ne ajunge pe parcursul unui întreg an. Deci la această pompă o să folosesc 45 de ml. 30 și încă o jumătate de măsură. Și o să fac stropiri repetate și alternante. O să alternez toate aceste trei substanțe ca să nu se învețe planta cu... De fapt, să-i asigurăm mai multe feluri de îngrășăminte, așa este normal. Niciodată nu este bine să stropim cu același produs de două ori consecutiv. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Eu acum o să continui cu stropirea acestor plante și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube, unde o să aflați tot ce se întâmplă la mine în curte.